Vrem specialiști în agricultură, însă până acum i-am școlit cu utilaje din perioada comunistă. De ani de zile, liceele agricole s-au aflat într-un declin accentuat, motiv pentru care Ministerul Agriculturii a venit în sprijinul acestei ramure. Liceele au trecut în subordinea Ministerului, care s-a ocupat de finanțarea acestora cu utilaje performante, tocmai pentru ca elevii să ia contact cu noile tehnologii din agricultură. De exemplu, Liceul Tehnologic Petru Rareș din municipiul Botoșani are, începând de astăzi, un tractor românesc cu toate dotările necesare pentru ca elevii să afle ce înseamnă agricultura performantă. Haideți să pornim motorul. Haideți să pornim motorul. Deci, obligatoriu, trebuie să stați în scaun, da. Maneta de viteze pe liber, manetele hidraulice pe liber, ambreiajul jos de tot, da. Punem contactul, am zis că așteptăm, haideți să vedeți, până ce ceasurile merg peste cap, apar martorii în bord, da. Și apoi dăm la automat. Stați că am... Dă o eroare, n-am apăsat ambreiajul destul de tare. Astăzi, utilajele agricole au tehnologie de ultimă generație, pentru care mulți dintre elevi o văd abia când merg la o fermă să se angajeze, pentru că ei au făcut practică în școală pe tractoare vechi. Nu se va întâmpla acest lucru pentru că Ministerul Agriculturii a venit în sprijinul acestor licee agricole. De exemplu, Liceul Tehnologic Petru Rareș din Botoșani are, începând de astăzi, un tractor performant, ceea ce reprezintă un real sprijin pentru elevii care au ales acest domeniu. Până acum aveam în dotare tractoare din gama U650, M65 de cai putere, vechi, depășite. Deja toți fermierii cu care colaborăm în cadrul școlii, referitor la instruirea practică a elevilor, se arătau oricum nemulțumiți, că noi învățăm elevii pe tractor model vechi și când ajungem la ei ne arată cele pe care noi le vedeam în poze. Deci, acum cred că este un pas necesar în dotarea școlii și ne bucurăm că am ajuns în etapa asta să vedem achiziția finalizată. Aceste tractoare sunt performante și oferă un real confort. Deci, partea de confort, avem un sistem de climatizare și de filtrare a aerului, cabina certificată în categoria a doua, avem un sistem de climatizare care se dă standard, filtrează substanțele de erbicide, tot felul de particule care pot exista în procesul de agricol și putem avea un sistem al aerului curat. Plus că acest utilaj îndeplinește ultimul stadiu de poluare în vigoare, deci avem un sistem de catalizare a aerului, folosind un sistem de AdBlue. Cele trei licee de profil agricol din județ, Liceul Tehnologic Petru Rareș din Botoșani, Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță, Sendriceni și Liceul Tehnologic Demostene Botez, Trușești, au primit astăzi dotări în valoare de 525.000 de lei. Fiecare liceu a primit câte 175.000 de lei de la Ministerul Agriculturii, iar unitățile și-au achiziționat dotările necesare pentru ce înseamnă domeniul agriculturii. Ne aflăm astăzi la Liceul Petru Rareș Botoșani, liceu cu profil agricol, care a achiziționat un tractor românesc cu toate dotările necesare pentru a arăta copiilor, viitorilor absolvenți a acestui liceu, tot ceea ce înseamnă agricultură performantă. La Liceul Șendriceni, la fel, o investiție de 175.000 de lei a achiziționat tot un tractor cu toate dotările. La Liceul Trușești s-a înființat o fermă didactică și s-au dotat două laboratoare de profil. Deci, un sprijin binevenit pentru tot ce înseamnă învățământul agricol botoșenean, un sprijin care vine în întâmpinarea cerințelor anului 2020 pentru tot ceea ce înseamnă agricultură în județul Botoșani. Aceste unități au trecut în subordinea Ministerului Agriculturii prin intermediul Direcției Agricole Botoșani vara trecută. Astfel, liceele din municipiul Botoșani și Sendriceni au primit câte un tractor românesc și dotările necesare tehnologiei de lucru, în timp ce Liceul Tehnologic din Trușești a primit dotările necesare înființării fermei didactice și pentru două laboratoare de profil agricol.